Vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine în această primă zi din anul 2006 pentru un mesaj profetic. Este Psalmul 102, versetele 12 la 18. Psalmul 102, versetele 12 la 18. Unde cuvântul Dumnezeu spune în felul următor. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. Căci robii Tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Atunci se vor teme neamurile de numele Domnului, și toți împărații pământului de slava Ta. Da, Domnul va zidi iarăși Sionul și se va arăta în slava Sa. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni și poporul care se va naște să laude pe Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți prieteni, la mulți ani, pentru cei ce sunteți cu mine în Biserica Emanuel, bine ați venit în casa Domnului, bine ați venit la închinare împreună cu noi. Anul 2005 abia s-a încheiat, anul 2006 abia a început. Dacă vrem să ne uităm puțin în urmă, la anul care abia s-a încheiat, anul 2005 a fost un an memorabil în istoria omenirii. Pe toate continentele, anul care s-a încheiat a fost simțit într-o manieră internațională, mondială. Notați aceste lucruri, probabil. Peste 235.000 de morți care au pierit în urma tsunamiului din sud-estul Asiei. Peste 3 milioane de oameni au murit în anul 2005 de AIDS, de SIDA. Peste 80.000 de oameni au murit în Pakistan în urma cu 3.000 de pământ. Peste 2.000 de oameni au murit în Statele Unite, în urma uraganelor care au lovit sud-estul Statelor Unite. Peste 5 milioane de oameni au rămas homeless, fără case, în urma cataclismelor care au fost peste omenire în anul 2005. Alte sute de mii, posibil chiar milioane, au pierit în războaie regionale, în conflicte etnice, în atacuri teroriste, în maladii netratabile, accidente rutiere, accidente de muncă, boli incurabile. Ce să mai zicem de cei care au pierit spiritual murind în credință? În adevăr, cronica anului 2005 este o cronică sumbră, descurajatoare. Poate cineva va zice, fie din cei ce sunteți aici, fie din cei ce mă urmăriți direct, nu cred că este cel mai potrivit să încep primul mesaj al anului în felul acesta, cu o astfel de prezentare. Vremea acestui păstor este diferită. Atâta vreme, repet, atâta vreme cât slujitorii contemporani nu vor avea curajul să spună Bisericii lui Dumnezeu tot adevărul și nu vor avea curajul să vorbească despre judecata lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu, ci toată ziua va amăgi mintea oamenilor cu prosperitate și numai binecuvântări, când necazul vine și vine peste fiecare, ființele acestea care n-au fost luminate să înțeleagă tot planul lui Dumnezeu,
lor li s-a făcut un deserviciu spiritual. Pentru că atunci când dă necazuri peste ele, vor vorbi nedrept la adresa lui Dumnezeu, vor vorbi blasfemiator și multe își vor pierde credința. De ce? Pentru că n-au fost învățate să vadă realitatea, să se uite la toate detaliile. Și dacă vrem să ne uităm la detalii profetice legate de vremea sfârșitului, cuvântul Domnului este acesta. Iar locurile vor fi cu tremure, foamete și ciumi. Pe pământ va fi strâmtorarea printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și a valurilor ei. Dar toate aceste lucruri nu sunt decât începutul durerilor. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Matei 24:7 și 8, Luca 21:25. Frașesilor, doamnelor și domnilor, în adevăr, suntem la începutul durerilor din perspectivă profetică, însă aș vrea să fiți atenți expresia pe care o folosesc eu, ca să înțelegeți bine ce însemnează începutul durerilor. În perioada aceasta de timp, noi suntem la sfârșitul începutului și nu la începutul sfârșitului. La sfârșitul începutului. Și o să vedeți de ce. Zilele pe care le trăim sunt zilele lui Noe și ale lui Lot. Uitați cum arată aceste zile. Care este caracteristica lor? A spus-o Mântuitorul Iisus Hristos. Cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot, așa va fi la venirea Fiului Omului, adică la întoarcerea lui a doua oară, pentru răpirea Bisericii și pentru repunerea lui Israel apoi în poziția de grație înainte lui Dumnezeu. Zilele lui Lot și zilele lui Noe. Caracteristicile acestor zile o să vă surprindă. Sunt următoarele. Una, zile ale unui egoism exagerat. Zilele lui Noe și zilele lui Lot. Zile ale unui egoism exagerat. Oamenii se întreceau ca și azi să trăiască numai pentru sine. Biblia spune, beau, se însurau, se măritau, făceau business, făceau negoți. Nu semnează că lucrul acesta este rău, așa merge societatea, dar alt interes nu există decât pentru sine, un egoism exagerat. A doua caracteristică a zilelor lui Noe și a zilelor lui Lot, în particular zilele lui Noe, frașesilor, doamnelor și domnilor, este terorismul mondial. Terorismul mondial, ați auzit bine. În cartea Genezei, capitolul 6, cu versetul 11, este, din partea Duhului Sfânt, următoarea revelație biblică. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie, traduce Cornilescu. Dacă vă uitați în traducerea englezească, veți vedea că pământul era plin de violență, de terorism. Și ceea ce este surprinzător, cercetând cuvântul Domnului ca să vin în fața dumneavoastră cât mai bine informat, am găsit că în limba ebraică, și notați lucrul acesta pentru că nu cred că este coincidență, în limba ebraică, ceea ce este tradus de Cornilescu, sâlnicie, a silit pe cineva să facă ce nu vrea sau a omorât pe cineva, a viola identitatea cuiva sau a aduce violență împotriva cuiva, a crea terorism împotriva cuiva. Termenul ebraic folosit este acesta, Hamas. Vă spune ceva lucrul acesta? Hamas. Eu nu cred că este o coincidență că cea mai teribilă organizație criminală și teroristă palestiniană poartă chiar acest titlu, Hamas. Și această organizație criminală nu face necazuri și terorism numai împotriva lui Israel. Este o organizație criminală teroristă mondială. Mondială. Are ramificații pretutindeni. Pământul zilele lui Noe era plin de Hamas. Plin de violență. Plin de terorism. Unde ne găsim noi astăzi? Nu acolo suntem? De asemenea, Psalmul 73 concură la această, 73 cu versetul 6 concură la această idee. De exemplu, în acest verset, Asaf, din Psalmul 73 cu versetul 6, spune mândria le slujește celor răi, ca salbă, fiți atenți la expresie, ca salbă
și asuprirea le slujește ca haină cu care se învelesc. Salbă sau colie. Iată, citiți în felul următor, nu ca să aducem Biblia și să o legăm să fie interpretată în termeni moderni, însă Biblia descrie profetic lucrurile acestea. Salba, colierul de la gâtul și de la brâul lui Hamas este centura explozivă, iar haina în care sunt îmbrăcați este exact așa cum spune Asaf. Răutate, violență, nu cruță pe nimeni, nu sunt copii, nu sunt femei, nu sunt oameni nevinovați, totul este distrugere. Zilele lui Noe și ale lui Lot, da, cum arată? Îl arată în următoarea caracteristică. Zile de sfidare a lui Dumnezeu. Zilele lui Noe și ale lui Noe sunt zile de sfidare a lui Dumnezeu prin promovarea imoralității homosexuale, la lege de stat și la virtute internațională. Lege de stat și virtute internațională. Geneza 6, 11 la 12. Geneza 19, 1 la 29. Luca 17, 26 la 30. Trăim zilele lui Lot și ale lui Noe. Cum sunt aceste zile? O să vă surprindă. Sunt zile ale pedepsirii omenirii prin apă. Cum a fost pedepsit omenirea în timpul lui Noe? Prin apă. Anul 2005 a fost un an care s-a suferit prin apă. Uragane, ploi torențiale, taifunuri, tornado, valuri uriașe, zile ale pedepsirii omenirii prin apă. Pe de altă parte, zilele lui Noe, frașesorilor, doamnelor și domnilor, și zilele lui Lot, sunt zile ale dislocării masive de populație, ale evacuării masive de populație. Lot a fost evacuat. Și când a fost evacuat, exact ca și în Louisiana, exact ca în Alabama, exact ca în sud-estul Asiei, când a fost evacuat, a pierdut casă, a pierdut tot ce a avut, a pierdut membrii familiei, a pierdut tot ce a agonisit. Acestea sunt zilele lui Lot și zilele lui Noe. Pentru că mulți se întreabă ce însemnează aceasta, despre ce a vorbit Mântuitorul Iisus Hristos. Pe de altă parte, însă, frașesurilor, doamnelor și domnilor, anul care s-a încheiat a adus, de asemenea, câteva detalii profetice semnificative, care pentru cercetătorul în profețiile biblice trebuie să fie o pricină de bucurie, iar pentru Biserica lui Dumnezeu, care învață și ascultă aceste cuvinte ca să cunoască pe Domnul îndeaproape, de asemenea trebuie să fie o pricină de mare îmbărbătare. După 1600 de ani de absență totală de pe scena politico-religioasă a lui Israel, pentru că n-a existat nici stat. După 1600 de ani de absență totală, la 13 octombrie 2004, s-a reînființat Sanhedrinul Iudaic. Este acel organism politico-religios care a funcționat pe timpul Mântuitorului Iisus Hristos și l-a condamnat pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe vremea Apostolului Pavel, pentru că și el a fost membru în Sanhedrin. Și odată cu înființarea acestui Sanhedrin, notați următoarele trei lucruri care s-au petrecut anul trecut. Knesetul sau Parlamentul Israelian a ratificat, a aprobat înființarea Sanhedrinului. La 5 iunie 2005, Sanhedrinul s-a întrunit 71 de rabini, este format din 71 de rabini, s-a întrunit și au luat următoarele hotărâri. Prima hotărâre, identificarea științifico-religioasă, deci cu ADN-ul, cum este la mod acum, nu? Identificarea prin ADN sau DNA, în engleză ADN în românește, acidul dezoxiribonucleic. Identificarea științifico-religioasă a descendenților lui David, pentru ca, odată identificați,
să se poată cunoască cine este descendent direct din David și să se poată reintroduce monarhia în Israel, împărăția davidică. A doua hotărâre pe care a luat-o Sanhedrinul la 5 iunie a fost să ceară populația israelene, israelite de pretutindeni să facă o donație către statul evreu, mai degrabă către rabinatul evreu, direcția generală a rabinatului de evreu, o donație prin care să se poată pregăti materialele pentru cei de-al treilea templu. Sanhedrinul a spus așa, suntem în pragul reconstruirii celui de-al treilea templu. Imediat ce condiții sunt cele mai potrivite, noi vrem să fim ca pe vremea lui David. David a predat lui Solomon toate materialele înainte ca templul să fie construit. Și când permisiunea vine în această direcție, materialele dorim să fie pregătite, cumpărate, prelucrate, pentru ca în mai puțin de 6 luni de zile să putem să ridicăm templul. Și a treia hotărâre pe care au făcut-o, Sanhedrinul, a fost construirea unui altar pe muntele Moria, pe muntele templului, în vederea reînceperii închinării levitice, ori, dacă nu se poate reconstrui un altar, cum să vedem, s-au spus și apoi vom vedea în detalii, au zis ei, să ridicăm din nou, din dărâmăturile lui, cortul lui David. Ați auzit această expresie biblică și am să vă dau detalii despre ea. Este 1 Cronici 16 cu 1 la 3, Amos 9 cu 11 la 12, Fapte 15 cu 13 la 19. Cu siguranță, domnii mei, că acestea sunt zile profetice, zile pe care noi le trăim. Și haideți acum, după ce ne-am uitat pe scurt în anul 2005, să ne uităm în profeții cine stă în față, imediat, cine stă în față în viitorul imediat, apropiat. Și primul lucru pe care aș dori să-l definim în acest mesaj profetic este această expresie, neamul acesta de oameni. Este această expresie, neamul acesta de oameni. Iisus Hristos folosește această expresie în Matei 24 cu 34, când spune următorul lucru. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni, până nu se vor împlini sau întâmpla toate lucrurile despre care v-am vorbit. Ce a vrut să spună Mântuitorul Iisus Hristos despre neamul acesta de oameni? Ce reprezintă neamul sau generația aceasta de oameni? La cine a făcut el referință? Cât de lungă este o generație, un neam de oameni? Pentru că aici sunt problemele celor ce studiază profețiile, aici este încurcătura, aici se greșește când se stabilesc date, pentru că încearcă să se creeze această convingere absolută că o generație de oameni este o cifră foarte exactă. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vă surprindă că în lumina Sfintelor Scripturi nu există o teologie corectă așa cum oamenii o propagă, în sensul că o generație de oameni însemnează un timp fix de ani. Haideți să vă ilustrez. De exemplu, în Geneza 15, versetele 13 la 16, și în particular dacă vă uitați în versetul 16. Versetul 16. Este Dumnezeu cel care vorbește cu Avram și i-a spus lui Avram următorul lucru. Sămânța ta, descendenții tăi, vor ajunge robi în Egipt. Pentru cât? 400 de ani. Și acolo se folosește această expresie. Dar în al patrulea neam, am să-i scot de acolo cu mână tare. Dacă îi scoate în al patrulea neam și stau în Egipt 400 de ani, după Geneza, o generație 100 de ani. 100 de ani. De altă parte însă,
Dacă vă uitați împreună cu mine în cuvântul Domnului, în numeri 14, 27 la 38, Deuteronom 2 cu 14, o generație sau un neam de oameni are dimensiunea de 38 de ani sau 40 de ani, cât a umblat Israel în pustiu. 38 sau 40 de ani. Deja avem două cifre diferite. Și apoi există o a treia poziție în Cuvântul lui Dumnezeu cu referire la durata timp al unei generații de oameni. Și este bine să știm lucrul acesta, pentru că atunci putem să știm ce a vorbit Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă vă uitați în Fapte 13 cu 36 și 1 Samuel 5 cu 4, o generație de oameni, un neam de oameni, însemnează, potrivit acestor două texte cu referire la David, două timpuri diferite. Ori 40 de ani, cât David a fost împărat, ori 70 de ani, cât David a trăit și și-a slujit contemporanii. De aceea eu cred că expresia aceasta, neam de oameni, generație, este folosită de Mântuitorul Iisus Hristos în profeții și este folosită de profeți nu pentru numărul exact de ani, ci este folosită tocmai pentru elasticitatea ei. Tocmai pentru elasticitatea ei. Pentru că se poate întinde 100 de ani, 70 de ani, 40 de ani, 38 de ani. Deci este o expresie elastică. Și atunci hai să ne întoarcem la ce vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. El a spus, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni. Nu uitați că Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat apostolilor săi, care erau evrei. Și când s-a adresat lor, trebuia să se adreseze acestor oameni într-o manieră în care Iisus Hristos să fie înțeles. Nu putea să le vorbească ceva care să-i facă confuz, ceva ce să fie clar pentru ei. Pentru că întotdeauna Iisus, când a vorbit cu ei, le-a vorbit funcție ceea ce ei știau, mai le aducea aminte. Nu este scris în legea voastră, nu este scris în profeți, nu este scris în psalmi, mereu îi trimitea înapoi la Scriptură, înapoi la Scriptură, înapoi la Scriptură. Și când Iisus Hristos le-a spus, nu va trece neamul acesta de oameni, cu siguranță că ei aveau o referință în paginile Sfintelor Scripturii. Și când această expresie este folosită în Vechiul Testament, domnii mei, prima dată unde expresia este folosită este în Deuteronom 29 cu 22. Deuteronom 29 cu 22. Pasajul întreg este Deuteronom 29 cu 22 la 24. Cornilescu traduce vârsta de oameni care va veni. Dacă vă uitați în engleză, diferitele traduceri vor încerca să redea cât mai fidel ideea aceasta iudaică, vor traduce în felul următor, diferite variante engleze. Ultima generație care va trăi sau neamul din vremea sfârșitului sau neamul care vede sfârșitul. Deci, repet, când expresia iudaică, și am să vă spun expresia acum, Hador ha-aharon, Hador ha-aharon. Când această expresie este folosită în Vechiul Testament, pentru prima dată, în Deuteronom 29, este folosită în această idee. Ultima generație, ultima dintr-un șir de generații, este cea care vede, este cea care înțelege. Însemnează că Mântuitorul Iisus Hristos are în vedere exact același gând. Ultima generație care va fi pe pământ înaintea răpirii bisericii, înaintea punerii lui Israel în drepturile împărăției, împărăția de 1000 de ani, ultima generație înainte de istoria omenirii, așa cum este cunoscută ea acum și se numește în Scriptură viacul de acum. În Biblie vă auziți mereu despre viacul de acum și viacul viitor. Foarte mulți sunt confuși când vorbesc despre viacul viitor și le se pare că este eternitatea. Nu, domnii mei. Viacul de acum este biserica. Dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturii, iar viacul viitor este împărăția milenară. Este timpul lui Dumnezeu cu Israel, nu timpul lui Dumnezeu cu biserica. Și ținând
cont de aceste expresii biblice și cunoscând aceste aspecte, atunci putem să le înțelegem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos a spus că neamul de oameni, și acum notați aceste adevăruri care de asemenea sunt foarte puțin cunoscute, neamul de oameni care va vedea smochinul înmugurind și înfrunzind, generația aceea, neamul acela de oameni va vedea vremea sfârșitului. Dacă vă uitați cu mine în textul Sfintelor Scripturi, pentru că se ridică mulți învățători în profeții și spun, Israel nu este smochin. Israel este vie. Sau Israel este măslin. Realitatea este următoare. Cu referire la Israel, frașii și surori, doamnelor și domnilor, Biblia folosește trei pomi ca să-l prezinte pe Israel. Trei pomi. Primul, notați, este via. Dacă putem să numim via un pom. Via. Isaia 5, 1 la 7, Matei 21, 33 la 44. Când Domnul folosește via ca să reprezinte pe Israel, aș vrea să știți următorul adevăr. Lucrul acesta este valabil pentru Israel de la fondarea națiunii iudaice sub Avraam și până la Domnul Iisus Hristos. De la Domnul Iisus Hristos, Israel nu mai este reprezentat prin vie, pentru că Iisus Hristos devine vița, iar biserica, mlădițele, via a fost schimbată de la Israel la biserică. Deci nu mai reprezintă via pe Israel în timpul perioadei bisericii. Apoi este măslinul, Romani 11. Este al doilea pom cu care este reprezentat Israel, măslinul. Îl reprezintă pe Israel, frașii și surori, doamnelor și domnilor, în perioada de după răpirea bisericii. Când Israel se va pocăi, pentru că așa vorbește acolo apostolul Pavel, ce va însemna întoarcerea lor? Decât plinătate. Înseamnă pocăința lor. Măslinul reprezintă pe Israel după perioada bisericii, în pocăință. Și atunci mai este un pom cu care Israel este prezentat. Și acesta este smochinul. Smochinul. Este Israel în perioada bisericii. Simbolic, în Matei 21, 18-20, Iisus Hristos a blestemat un smochin pentru că avea numai muguri și frunze. Israel în această perioadă de timp a bisericii este necredință, pentru că muguri și frunze însemnează necredință, și profetic. Fiți atenți cum vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. Când veți vedea smochinul înmugurit și înfrunzind, El ne-a spus următoarea profeție. Când Israel va fi creat din nou ca stat și va fi readus din nou în Canaan, el nu va fi readus în credință, ci tot în muguri și în frunze, tot în stare de necredință, de nelegătură cu Mesia, cu Iisus Hristos. Ați înțeles? Când veți vedea lucrul acesta, neamul de oameni care va vedea acest eveniment, neamul acela este generația Hador Ha-Haron, generația sfârșitului. Dar uitați-vă încă la un amănunt. Luca este luat în primire de Duhul Domnului și Luca își aduce aminte de ceva mai mult decât și-a adus aminte Matei, care este lângă Mântuitorul Iisus Hristos. Știți, capacitatea noastră de a ține minte variază. Și de fapt, noi ne lăudăm. Eu am o memorie extraordinară, eu am o memorie mică, eu ce prin repede, prin greu și uit repede. Și noi avem multe, foarte multe expresii. Adevărul este că una din lucrările speciale ale Duhului Sfânt este activarea memoriei. Când va veni El, vă va aduce aminte de ce v-am învățat eu. Duhul Sfânt este cel care ne dă memoria și ne activează memoria. Când Luca a scris, uitați ce scrie Luca. În felul următor. Zice el așa. Vedeți smochinul și toți copacii? El adaugă această expresie, și toți copacii, când înfrunzesc și îi vedeți, voi singuri cunoașteți că acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. Care va vedea aceste lucruri? Dacă smochinul reprezintă pe Israel, așa îl reprezintă,
Toți copacii, frașezilor, doamnelor și domnilor, reprezintă neamurile pământului. Referirea lui Luca, mai precis a Domnului Iisus Hristos, pe care Luca o ține minte, activată de Duhul Domnului, este aceasta. Când veți vedea că smochinul înfrunzește și înmugurește, nu aduce roade, este încă în necredință, și când veți vedea că statele lumii se nasc concomitent sau în aceeași perioadă de timp cu smochinul care înfrunzește și înmugurește, generația aceasta este generația sfârșitului. Și uitați cum arată statele lumii de la creierea lui Israel. La 25 iunie 1945, Națiunile Unite s-au reorganizat într-o conferință internațională la San Francisco. 50 de state existente atunci au semnat Carta ONU. 50 de state. În 1945. În 1948, numărul țărilor s-a ridicat la 58. Au început să înmugurească și să înfrunzească copacii. În 1949, Israel este al 59-lea stat care s-a înscris în ONU. În 1960, numărul țărilor s-a ridicat la 99. Odată cu prăbușirea sistemului colonialist, țările au început să apară una după alta. În 1972, numărul țărilor membre în ONU s-a ridicat la 127. În 1980, avem 154 de state în lume. În 1990, avem 159 de state. În anul 2000, numărul națiunilor Pământului s-a ridicat la 189. În anul 2002 și până în momentul în care vă vorbesc, numărul țărilor în ONU, țările de pe Pământ, sunt 191. 191. Ce a spus Iisus Hristos? Fiți atenți la expresiile Lui. Mie îmi place așa de mult detaliu. Să ziceți foarte bine lucrul acesta, pentru că acolo vedem frumusețe. A zis, când veți vedea smochinul înmugurind și înfrunzind și toți copacii la fel, atunci voi știți că vara este aproape. De ce folosește Iisus Hristos expresia aceasta, vara? Pentru următorul lucru. Vara este timpul când se culeg poamele, fructele, roadele. Vara se culeg fructele. Și de asemenea, vara este timpul când se culege grâul, Domnul meu. Fructele și grâul. Și atunci, haideți să vedem, deci vara este timpul roadelor și a secerișului. Dar dacă ne uităm în cuvântul Domnului din perspectivă profetică, secerișul, spune Mântuitorul Iisus Hristos, însemnează sfârșitul veacului. Matei 13, cuvântul Domnului spune în felul următor. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghină sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerișul este sfârșitul veacului. Și Iisus Hristos spune, când națiunile pământului sunt înfrunzite, înmugurite și înfrunzite, voi știți că vara este aproape, de aici încolo se apropie culesul roadelor și secerișul. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, se pare că venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este mult mai aproape decât cred cei mai mulți. Profetul Mica concură la acest gând când spune: vai de mine, spune el, căci parcă sunt la strângerea roadelor, la strângerea boabelor de după cules. Și spune el, nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea de întâi smochină dorită de sufletul meu. Pentru că, în adevăr, când vine Mântuitorul, nu găsește roade. Ideea aceasta, deci, despre generația din urmă, neamul acesta de oameni, este generația care vede smochinul. Israel, în perioada necredinței, vede națiunile pământului formându-se și ați observat cum apare lucrul acesta. În Psalmul 78, 1-6, cuvântul Domnului ne vorbește despre aceeași idee și ne spune că lucrurile au fost ascunse și spune în acest plan următorul lucru. Ascultă, poporul meu, legea mea. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele. Îmi voi deschide gura în parabole.
Voi vesti lucruri ascunse de demult, pe care le-am auzit și le-am cunoscut, dar le-au ținut ascunse și le vom istorisi generației care va veni, Hador, Haharon, ultimei generații le voi face de cunoscut, pentru ca generația aceasta să le cunoască și fiii lor să se întoarcă la Domnul. Psalmul 78. Dar în Psalmul 102, pe care l-am citit pentru noi, pentru începutul mesajului nostru profetic, spune ceva foarte, foarte interesant. Spune că în versetul 13, tu te vei scula și vei avea milă de Sion. Fiți atenți, căci este vremea să te înduri de el. A venit vremea hotărâtă pentru el. Iar în versetul 18 spune să se scrie lucrul acesta, dar pentru neamul de oameni care va veni, pentru ultima generație care vede aceste lucruri. Pentru cine? Pentru noi sunt scrise. Pentru tine și pentru mine. Pentru ultima generație. Ca dovadă că vorbește despre ultima generație, dacă vă uitați împreună cu mine și acasă că ți-avea timp să răsfoiți Sfânta Scriptură, Psalmul 102, prima parte, primele 10 versete, frașesilor, doamnelor și domnilor, dă detalii cutremurătoare despre Holocaustul hitlerist. Și când s-a întâmplat Holocaustul hitlerist? Abia înainte de a începe Israel, ca națiune. Fiți atenți la detaliile pe care le dă psalmistul. Versetele 1 la 2 din Psalmul 102 vorbește despre singurătatea lui Israel în necaz. Spune că nimeni nu a venit în ajutor și nicio națiune n-a venit să-l ajute pe Israel. Dar versetul 3 este intrigant. Zice el așa în versetul 3. Pentru că zilele mele pierd ca fumul și oasele mele ca un tăciune. În ebraică este veașan. Zilele mele pierd în fum. Este o descriere profetică a pieirii a 6 milioane de evrei în fumul crematoarelor naziste din Europa. Când oasele lor au ajuns numai jar. Poporul Israel a suferit. Versetele 4 la 7 din Psalmul 102 prezintă condiția fizică a evreilor din aceste lagări. Ia uitați-vă! Inima mea este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba, până și pâinea ui să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Ați văzut show-urile acestea? Show-uri în sensul reportajele acestei televiziune, cum au arătat evreii din lagările naziste? Ați văzut? Cum aveau oasele lipite de carne. Este o descriere zguduitoare a Holocaustului hitlerist. Și pentru că Psalmul vorbește pe aceste lucruri în detalii atât de profunde și spune lucrul acesta să fie scris pentru ultima generație, atunci mir că sunt oameni care încă spun, nu vorbiți despre lucrurile acestea, nu vorbiți despre profeții, nu vorbiți despre lucrurile acestea bisericii, pentru că acestea sunt speculații. Nu, acestea nu sunt speculații, acestea este cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și Biserica Domnului trebuie să cunoască lucrurile acestea și să le înțeleagă, nu să se sperie, să le cunoască pentru ca să se poată apropia de Dumnezeu pentru o trăire cât mai, mai sfântă. Și un ultim gând în legătură cu ideea aceasta despre ultima generație, despre Hador, Haharon, este următoare. Apostolii au stat de vorbă cu Mântuitorul și a spus în Matei 24, versetul 7, care va fi semnul că sfârșitul veacului a sosit? A spus, dă-ne un semn. Și Iisus le-a dat un semn. Și uitați ce semn le-a dat. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Este o expresie iudaică care însemnează în felul următor. Când veți vedea pentru prima dată o conflagrație mondială, deci un război mondial, atunci să știți că acela este semnul sfârșitului. Când s-a întâmplat prima dată în istoria omenirii o conflagrație mondială? În 1914. Începutul are deja 91 de ani. De aceea, domnii mei, nu am greșit când am spus că noi nu suntem la începutul sfârșitului, ci noi suntem la sfârșitul începutului. Ați auzit bine? La sfârșitul începutului. Trăim zile glorioase. De mine mă bucură lucrul acesta. În al doilea rând, cortul lui David. Cortul lui David. Un alt aspect profetic pe care trebuie să-l știe Biserica Domnului. Să știe oricine care este interesat, unde ne găsim. Ca să nu fie în această confuzie.
Pentru că unii au expresii din aceste trei toaberante. Oare la care trâmbițe suntem? Lucrurile cele nu încep decât după răpirea bisericii. Trebuie să știm unde ne găsim noi, ca biserică. Sanhedrinul care s-a reconstituit, cum spuneam la început, a stabilit să reînceapă închinarea, să reconstruiască templul, cel de-al treilea templu, ori, au zis ei, să ridicăm din nou cortul lui David. Istoria cortului întâlnirii, deci cortul a fost înainte de templu. Istoria cortului întâlnirii este următoarea, frașesturilor, doamnelor și domnilor. A fost construit de Moise în pustiu. După ce s-a trecut Iordanul de către Israel, cortul a fost așezat la Gilgal, Iosua 5, 9, 12. Apoi la Silo, Iosua 19, 51, unde a stat permanent până la invazia filisteană sub Eli și Samuel. De acolo, cortul întâlnirii a fost mutat în cetatea preoțească Nob, 1 Samuel 21, 1 la 9. Și de acolo a fost mutat la Gabaon sau Gibeon, veți găsi în diferite traduceri, până la zidirea templului. De aici, cortul întâlnirii construit de Moise s-a pierdut în istorie. David a poruncit construcția unui nou cort. Și a făcut ceea ce se numește cortul lui David. Când Solomon a construit templul, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, la 1 Împărat 8 cu versetul 4 și versetul 8, Solomon spune că s-a dus la Gibeon sau la Gabaon, de acolo a luat chivotul legământului, care era în cort, și a luat cortul lui David. Și a adus chivotul și cortul la templu pe care el l-a construit. Și într-o cameră specială a templului a pus cortul ca să fie prezervat pentru generațiile care vor veni. Dar templul a fost distrus sub Nebucadnețar și întrebarea este, unde-i cortul lui David? De ce vorbește Sfânta Scriptură despre cortul lui David? Rabinii spun următorul lucru. Când timpul invaziei babilonene sub Nebucadnețar, Ieremia a primit un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu să ia cortul și uneltele cortului din templu și să se ducă să le ascundă pentru vremurile viitoare. Și fiți atenți ce spune Cartea Macabeilor, pentru că în Cartea Macabeilor, ceea ce aveți o Biblie, varianta ortodoxă, în care sunt cărțile apocrife, în Cartea Macabeilor, uitați ce scrie următorul lucru. 2 Macabei, versetul 1 și în continuare 4 la 8. Vă citesc. Și se află în arhive cum că Ieremia prorocul, luând poruncă de la Dumnezeu, a poruncit să aducă cu sine cortul și chivotul. Și ieșind la muntele în care s-a suit Moise și a văzut cea țara ce i s-a arătat ca moștenire, Ieremia a venit acolo și a aflat loc într-o peșteră, și cortul și chivotul și jertfelnicul tămâierii le-a băgat acolo și a astupat ușa. Și venind unii din cei care mergeau după el, ca să însemne calea, n-au putut să-l mai găsească. Aflând acest lucru, Ieremia i-a înfruntat și a zis că, fiți atenți, necunoscut va fi locul acela până când va aduna Dumnezeu adunarea poporului și se va milostivi. Deci, cortul va fi ascuns până când Domnul va strânge din nou pe Israel. Și atunci Domnul va arăta acestea și se va arăta slava Domnului și norul, precum s-a arătat lui Moise și precum slava s-a arătat când s-a rugat Solomon pentru sfințirea templului. Partea interesantă este că Macabeii înțeleg că descoperirea cortului va fi în vremurile din urmă când Domnul va aduce din nou pe Israel în Țara Sfântă. Profetul Amos vine în această, în sprijinul acestei idei și uitați ce spune profetul Amos. În vremea aceea, înseamnă în vremea de apoi, în vremea din urmă, voi ridica din nou din căderea lui cortul lui David. Îi voi trece spărturile, îi voi ridica dărâmăturile și îl voi zidi iarăși ca o dinioară, ca să stăpânească rămășița de Domnului și toate neamurile peste care a fost chemat numele meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri. Mărit să fie Domnul. În Fapte, capitolul 15, la primul consiliu bisericesc, Iacob, apostolul, este cel care spune că
că după perioada bisericii sau la sfârșitul perioadei bisericii, Dumnezeu va ridica din căderea lui cortul lui David. Cortul lui David. Uitați ce vă spun eu. Ce înțeleg eu din profeție? Înțeleg următorul lucru. Este foarte, foarte posibil, poate în anul acesta, sau poate în timpul, în viitorul imediat apropiat, ca în disputa dintre Israel și islamism, care pretinde, islamismul pretinde că muntele Moria le aparține lor, datorită celor două moschee, moscheea Omar sau Domnul Peroc și Al-Aqsa. Datorită acestor moschee, islamismul spune asta este al nostru. Evreii spun aici a fost templu și trebuie să fie al nostru. Cred că în disputa dintre ei se poate întâmpla următorul lucru. Arabii, musulmanii, vor accepta mai repede să fie o perioadă interimară, să zică, domnule, mai bine punem un cort acolo pe muntele Moria decât să construim un templu. Cortul putem noi muta oricând. Înțelegeți? Și se va face un compromis între ei. Un compromis între ei. Ezechiel spune lucrul acesta. A măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur împrejurul casei. Lungime era de 500 de prăjini, lățime de 500 de prăjini. Zidul acesta despărțea locul sfânt de cel profan. Este Ezechiel 42:20. La fel în 43:8. Adică se poate ajunge la o înțelegere de felul acesta. Facem un zid de despărțire pe muntele Moria, cum vorbeam și în altă privință, este mai ușor pentru noi să punem acolo un cort, pentru că poate fi mutat oricând, dacă ne supără, așa, și în felul acesta să se facă o perioadă de interimat până la construirea de-al treilea templu. Și în această privință, notați următorul lucru. Interesul pentru găsirea cortului lui David este în mare vâlvă la ora actuală în Israel. Membrii noului Sanhedrin, precum și liderii grupării mistice ebraice Kabbalah, ați auzit de cabaliști, mă toți actorii de la Hollywood trec la cabalism. Madonna, Madonna, dacă cum vreți să spuneți Madonna, nu este Madonna, se ierte Domnul, așa, au trecut la cabalism. Și asta înseamnă o interpretare mistică a Sfintelor Scripturii, interpretare religioasă, interpretare mizerabilă a Sfintelor Scripturii. Dar rabini din gruparea mistică Kabbalah s-au alăturat rabinilor din Sanhedrinul iudaic, atenție, și aceștia l-au comisionat pe arheologul american Wendell Jones. Wendell Jones. L-au comisionat să facă săpături la Qumran și la Nebo, să găsească cortul lui David și chivotul. Wendell Jones, până la ora actuală, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință, a început să sape la Qumran, mai înspre Nebo, unde a spune că Ieremia ar fi ascuns cortul. Și în săpăturile pe care le-a făcut până acum, Wendell Jones a găsit următoarele două lucruri de la templu. Câteva amfore, vase, cu uleiul sfânt care era folosit la templu și de fără de care nu se poate începe închinarea la templu. Și lucrul acesta este cunoscut acum. Și de asemenea, Wendell Jones a găsit câteva sute de kilograme de tămâie de la templu. Lucrează intens, pentru că vor să găsească cortul lui David, să fie reparat și să fie repus în funcțiune ca și ceva interimat, până la zidirea celui de-al treilea templu. Sunt zile profetice, frașilor, domnii mei, sunt zile care trebuie să vă umple de bucurie, pentru că venirea Domnului este foarte, foarte aproape. Și lucrul acesta trebuie să ne motiveze să lucrăm cum n-am lucrat niciodată pentru Dumnezeu. Să cântăm cum n-am cântat niciodată, să predicăm cum n-am predicat niciodată, să ne rugăm cum ne rugăm niciodată și să avem alte relații, unii cu alții și cu Domnul și în familie. În al treilea rând, perspective profetice 2006 și după. Hai să vedem ce se întâmplă imediat. Primul lucru pe care trebuie să-l notați dumneavoastră în perspectivele profetice și în anul acesta va fi una sângeroasă. Decepția este litera, norma, de fapt, norma la zi a vremurilor din urmă. Decepție. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune în Matei 24 cu versetul 4:11, băgați de seamă să nu vă înșele nimeni. Poate vă sună ciudat. Decepția cea mai mare pe care o trăiesc oamenii la ora actuală este înșelăciunea fanatismului islamic. Este cea mai mare decepție. Când pot să convingă pe oameni să devină bombe sinucigașe,
Lucrul acesta este cea mai mare decepție care s-a fost, s-a creat vreodată în istoria omenirii. Arabia Saudită este sponsorul numărul 1 a acestei decepții, pentru că Arabia Saudită, de profesie religioasă, este islamică, însă islamismul wahabist. Islamismul wahabist este una dintre cele mai eretice și dintre cele mai fundamentale secte islamice din lume. Iar ei sunt interesați să ducă această idee despre islamism în toată lumea. Și a spus, de ce aceasta este mare? Când, nu știu dacă v-ați uitat la știri în luna septembrie, o tânără din Olanda, această tânără creștină, s-a convertit la islamism. După ce s-a convertit la islamism, s-a căsătorit cu un terorist islamic și într-una din zile, în septembrie, împreună cu soțul ei, s-au îmbrăcat amândoi cu colierul la gât și au pus cintură explozivă, s-au pus cintură explozivă și amândoi s-au explodat ca să nimicească americani, să nimicească evrei, să nimicească cât mai mulți oameni. Decepție. Când cineva se convertește de la credința în Hristos Domnul să creadă o minciună ca și aceasta, decepție este mare. Și de aceea vreau să spun că fanatismul acesta islamist este una din problemele cele mai dificile ale societății contemporane, pentru că este creator în continuare de terorism, de Hamas, de violență. Următorul lucru care trebuie să văzut este antagonismul dintre islamism, Israel și Statele Unite. Mie îmi pare rău că așa zisele elemente democratice, anumite elemente democratice bunoare din Congresul Statelor Unite, inclusiv dintre liderii religioși ai Statelor Unite, sunt așa de orbi și neputincioși să vadă fața reală a fanatismului islamist. Aș vrea să vă dau niște date, nu ca să vă impresionez, ci vreau să știm unde suntem și lucrurile pe care vi le spun sunt publicate, nu să le puteți cerceta. Potrivit autorului american, profesorul Paul Williams, în bine cunoscută și documentată sa carte, Răzbunarea lui Osama, următorul septembrie 11, în engleză, Osama's Revenge, the next 9/11. Acest profesor a stat și a documentat și a spus, fanatismul islamist pune la punct mai bine jihadul, războiul sfânt, spune, împotriva americanilor, evreilor și a democrației, cum n-a fost niciodată. Și în documentarea acestea, în cartea lui profesorului Williams, notați următorul lucru. Am rămas uimit când am citit jihadul, această mișcare anticultură, anti-americană, anticivilizație, anti-evreu, condusă de Osama bin Laden, are toate oportunitățile să facă rău și în anul acesta. De ce? Pentru că, potrivit profesorului Williams, Osama bin Laden încă deține culturile de mag din Afganistan. În ultimii 2 ani de zile, potrivit acestui profesor și cu date foarte clare scoase de la Congresul Statelor Unite, Osama bin Laden anual câștigă până la 16 miliarde de dolari din vânzarea de opiu. Cu acești bani, a reușit să cumpere, potrivit generalului rus Alexander Lebed, a fost ministrul securității statului sub Boris Yeltsin și a fost audiat de Congresul nostru, a Statelor Unite, de Comisia de Apărare a Statelor Unite. General Alexander Lebed a recunoscut următorul lucru, vă citez. Uniunea Sovietică, până la prăbușirea ei, a deținut 132 de genți diplomat cu încărcătură nucleară. La ora actuală, nu mai sunt decât 48. 84 din ele nu se mai găsesc. 48 din ele, spune, din acestea pierdute 84, știu că au fost vândute de mafia rusească unor oameni dubioși din lumea arabă și avem informații că au intrat în posesia lui Bin Laden, care a plătit pentru fiecare geantă diplomat cu încărcătură nucleară 30 de milioane de dolari. Anul trecut, George Tenet, șeful CIA-ului, într-o întâlnire cu președintele Bush, a admis că 2 din aceste genți diplomate au reușit să ajungă
prin mafia cecenă din numită Mica Odessa din New York, a ajuns în, în New York. Lumea trăiește zile ciudate. Dar nu numai America trebuie să se teamă de lucrul acesta sau să fie grijă și biserica să se roage pentru țara aceasta. România este în pericol, țara în care noi ne-am născut. Și de ce? Pentru că revelațiile făcute în presa americană, de acești oameni care nu știu altceva decât numai să le vadă buzunarul crescând din dolari. Și de aceea orice, orice e public. Potrivit revelațiilor din presa americană, că CIA-ul american ar fi avut în Polonia și America închisori pentru liderii teroriști musulmani, lucrul acesta nu place acestor teroriști. Deci și România va avea de suferit cum a avut America. Israel trebuie să fie în stare permanentă de veghe. Noul președinte iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat la 26 octombrie 2005 că Israel trebuie șters de pe suprafața Pământului, iar Holocaustul hitlerist este numai o invenție evreiască, americană și vest-europeană. Iran, Vechea Persie, frații și surori, domnilor și domnilor, se pregătește pentru destinul lui final. Când se va alinia Rusiei, Turciei, Libiei, Etiopiei, ca să se ducă împotriva lui Israel. Faptul că deține și armă nucleară la ora actuală și nimeni nu poate să raționeze cu acest stat, trebuie să vă vorbească și trebuie să vă spună că timpurile sunt pe sfârșit și venirea Domnului, într-adevăr, într-adevăr, este aproape. Palestinienii sunt tot mai aproape de a avea un stat și pentru puțin timp vor avea un stat al lor. Dar palestinienii sunt mână-n-mână cu iranienii. De exemplu, ramura militară a palestinienilor, a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Fatah, al-Fatah, a comentat și a spus ceea ce spune președintele Iranului este în acord cu ceea ce noi gândim. Plus, notați următorul lucru. În decembrie au fost alegeri locale în Palestina. În toate orașele, 73% din voturi le-a câștigat Hamas. 73% din voturi, din locuri. Iar acum, în luna asta și cealaltă, vor fi alegeri parlamentare. Și se prevede că Hamas să câștige alegerile parlamentare. Și ce se va întâmpla? Vă spun ce se va întâmpla. Din Gaza, de unde evreii au fost forțați să plece, din Gaza, mai multe rachete se vor auzi acum că vor fi trimise ca să lovească Israel. Însă, uitați ce spune Domnul despre Gaza. Dumnezeu are, are cuvânt pentru ori și ce se întâmplă sub soare. Pentru că Dumnezeu le-a văzut înainte. Dumnezeu le-a văzut înainte. Vreau să uitați ce spune Țefania. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară care împliniți poruncile Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenie. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Este ziua de apoi, este ziua de pe urmă, generația din urmă. În atâta când se spune aici. Căci Gaza va fi părăsită. Ascalonul, cealaltă cetate palestiniană, va fi pustit. Poporul din Ashdod va fi izgonit ziua în amiaza mare. Ecronul va fi smuls din rădăcini. Mai departe. Vai de locuitorul de pe malurile mării, că este pe malul Mediteranei. Vai de neamul cheretiților. Este foarte interesant că palestinienii se numiți aici cheretiți. În limba ebraică știți ce înseamnă cheretiți? Însemnează asasini, criminali care pândesc și după ce pândesc, lovesc din umbră. Nu există parcă o descriere mai corectă despre marea majoritate a palestinienilor. Vai de cheletiți! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filisteanilor. Te voi nemici și nu vei mai avea locuitor. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori. Malurile acestea vor fi pentru rămășița casei lui Iuda. Acolo vor paște, se vor odihni seara în casele Ascalonului. Căci gura Domnului a vorbit. Glorie Domnului! Nu că ne bucurăm de răul cuiva, nu. Cuvântul Domnului este clar să ne spune exact ce se întâmplă. Țefania 2, 3 la 7. Gaza, Damascul și Amos și Amano vor ajunge o ruină de mâna fiilor lui Israel. În concluzie, anul care s-a încheiat trebuie să ne învețe lecția sacra binecuvântării, lecția tristă a blestemului, Geneza 12 cu 3.
Vă spuneam cu altă ocazie, dar vă spun acum pentru că vreau să vă dau numele ca să cercetați mai ales și tine. Reporterul creștin Bill Koenig, asta este numele lui, Bill Koenig, de la Casa Albă, în cartea sa Eye to Eye, în românește față în față, a investigat îndeaproape uraganele și tornadele care au lovit America din 1992 încoace. Fiți atenți. Observația demnă de luat în considerare pentru studiul profetic pe care o face Bill Koenig este aceasta. Toate uraganele care au lovit America s-au petrecut la 24 de ore, maximum 48 de ore, de la una din forțările guvernului american împotriva evreilor de a evacua evrei din Gaza. Întotdeauna. Și de fiecare dată Domnul a evacuat din Sudul Americii. Cum i-a forțat pe evrei să plece din Gaza, o porțiune de aici, o porțiune de acolo, la 24 de ore după acest ordin de la Casa Albă către evrei, a venit uragan. Asta este concluzia lui Bill Koenig. Și o documentează în 374 de pagini. Vă recomand că este excelent, este foarte, foarte bine scris. Administrația Statelor Unite ar trebui să învețe din această greșeală. Biserica ar trebui să învețe. Biserica trebuie să învețe. Noi toți trebuie să învețăm. Acum am intrat în anul 2006. Notați următorul lucru, pentru că iară, poate cineva va zice coincidență? Nu știu. La 2006 ani după Adam a murit Noe. Noe a murit în anul 2006 de la Adam. Doi ani mai târziu s-a născut Avraam, părintele națiunii iudaice. Să aibă această o semnificație profetică pentru anul 2006 și 2008? Nu știu. Dar știu un lucru, că trebuie să dăm atenție la toate detaliile. De aceea, uitați-vă în jur, dar mai ales uitați-vă în sus. Și uitați-vă în inimă. Amin? Amin. Dacă vom trăi până la sfârșitul acestui an, să nu mai spun ceva. Urmăriți ziua de 24 decembrie 2006. Ați auzit bine, 24 decembrie 2006. În calendarul iudaic este luna a noua, se numește 24 Chișleu. Rabinii evrei din Sanhedrin, din nou Sanhedrin, și rabinii din organizația Temple Mount Faithful, credincioșii muntelui templului, au pregătit două pietre de temelie, 6 toni și jumătate fiecare, pentru construcția celui de-al treilea templu. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Hagai, capitolul 2, cu versetul 18 și 19, piatra de temelie pentru al doilea templu a fost pusă la 24 Chișleu. Asta înseamnă 24 decembrie. Și acești rabini din Sanhedrin și din credincioșii pentru muntele templului încearcă de câțiva ani încoace, la 24 decembrie, să se ducă pe muntele Moria și să se pună din nou piatra de temelie pentru cel de-al treilea templu. Totdeauna au fost dați la o parte. Însă acum sunt hotărâți mai mult ca oricând. Știți de ce fac lucrul acesta? Pentru că dacă citiți dacă citim în Hagai, profetul Hagai a zis, aduceți-vă aminte din ziua 24 a lunii Chișleu când s-a pus temelia templului. Din ziua aceea am început să vă binecuvântez. Evreii vor să înceapă din nou să fie binecuvântați. Va fi acum, în anul acesta, nu știu, dar trebuie să știm datele acestea, pentru că ele sunt date esențiale, date profetice. Pentru că tot la 24 Chișleu s-a mai întâmplat câteva evenimente. Și anume, la 24 Chișleu, 24 decembrie, în anul 167, înainte de Hristos, Antioh Epifanul a spurcat templul, a desecralizat templul, jertfind un porc acolo. Trei ani mai târziu, exact la 24 Chișleu, sau decembrie, Iuda Macabeul a reușit să îi scoată afară pe sirieni și să sfințească templul și să reaprindă menora, candela aceasta cu șapte brațe, care o vedeți aici. N-au avut un delin decât numai pentru o zi. Însă ca prin minune, a ars 8 zile la rând uleiul pentru o perioadă de o zi. De acolo este sărbătoarea Hanuca sau sărbătoarea luminilor, la Iuda Macabeul încoace. Deci trei evenimente s-au petrecut în 24 decembrie, 24 Chișleu. Punerea temeliei templului, invazia lui Antioh Epifanul, recucerirea sub Iuda Macabeul. S-ar putea
evenimentele să se repete. Dar încă ceva frumos pentru Biserica Pentecostală. Anul acesta în care am intrat, frașesturilor, doamnelor și domnilor, între 25 și 29 aprilie, aici la noi, Los Angeles, se va sărbători centenarul Bisericii Pentecostale Mondiale. În anul 1906, pe Azusa Street, pe strada Azusa, aici, în Los Angeles, Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Său cel Sfânt. Mișcarea a fost ceva ciudat pentru creștinismul din vremea aceea. Mass media, presa, a început să se dezvolte mai rapid, pentru că acum dispunem de telegraf, dispunem de telefon, și presa a venit să vadă. Și presa a făcut un serviciu, pentru că Dumnezeu știe să folosească pe cine vrea El și cum vrea El. Presa a început să publice. Uite ce se întâmplă în Los Angeles. Și lucrul acesta a creat o curiozitate atât de mare că au venit oameni din toată lumea să vadă. Și au început să fie botezați masiv de Domnul. Și mișcarea pentecostală din 1906 încoace, era o grupare de câțiva oameni, la ora în care eu vă vorbesc în clipa aceasta, are 650 de milioane de credincioși botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Este a treia mișcare creștină ca mărime în lume. Cea mai mare este mișcarea catolică, a doua sunt protestanțe, 700 de milioane, noi suntem 650 de milioane. Anul acesta, în luna aprilie, va fi această sărbătoare și după contactele pe care le-am cu organizatorii centenarului, s-ar putea să fim și noi, biserica noastră, vizitată de unii din liderii mondiali în perioada aceea de timp. Dar de ce vă spun lucrul acesta? Ca să ne răutăm pentecostalismul? Nu! Știți de ce vă spun? Pentru următorul lucru. Revărsarea Duhului Sfânt este semnul vremurilor din urmă. Ioel a spus, în vremurile din urmă, voi turna Duhul meu peste ori și ce făpturi. Și acum, dați-mi voie să vă spun următorul amănunt. Iar cineva va zice, fratele Gog, sună ciudat pentru noi. Nici o problemă. Dar eu vă spun ce scrie în Biblie și ce văd eu în Biblie. Când prima dată în lume Biblia notează o vorbire în altă limbă, pentru că botezul cu Duhul Sfânt este o vorbire în altă limbă. Dar când prima dată în lume Biblia notează o vorbire în altă limbă, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, Daniel 5:1-30. Când prima dată este notată o vorbire în altă limbă, un om a fost judecat. Belșațar. 2. Când a doua oară se vorbește despre vorbirea în altă limbă în Biblie, este la Rusalii, apostolii. Și știți ce s-a întâmplat? Un popor a fost judecat. Israel. Acum când se vorbește mondial, știți ce se va întâmpla? Lumea va fi judecată. Pentru că așa merge. Din aproape în aproape. Vremea este o vreme glorioasă. Timpul este într-adevăr cu sfârșit. Generația aceasta este o generație privilegiată. Să cunoască puterea lui Dumnezeu, să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu, să vadă lucrurile lui Dumnezeu desfășurându-se sub ochii ei. De aceea, încurajarea pe care pot să vă dau ca slujitor al Domnului este aceasta. Nimeni, dar nimeni, care aude și știe aceste lucruri, să nu stea sub judecata lui Dumnezeu, ci să se întoarcă la Domnul să fie mântuit. Nimeni, dar nimeni din cei ce cunosc aceste lucruri, să nu mai fie atât de apatici cum sunt cei mai mulți dintre noi. Este timp de lucru. Nu de încurcat lucrarea lui Dumnezeu. Este timp de lucru. Tineri și tinere. Părinți și copii. Păstori și bolți. Oricine este timp de lucru. Și oricine își dă concurs în lucrarea lui Dumnezeu, foarte curând, secerișul este aproape, va culege îndurarea lui Dumnezeu. Conclud cu aceste cuvinte pentru dumneavoastră. Să vă asculte Domnul în ziua necazului. Suntem în anul 2006. Să vă ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob.
să vă trimită ajutorul în locașul Lui cel Sfânt și să vă sprijinească din Sion. Să-și aducă aminte de toate darurile voastre de mâncare și să primească arderile voastre de tot, jertfele voastre însemnează. Să vă dea ce vă dorește inima și să vă împlinească toate planurile voastre. Atunci eu mă voi bucura de biruința voastră și voi flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să vă asculte toate dorințele. Amin. Acesta este cuvântul profetic pe care l-am rostit pentru dumneavoastră. Cred că este plin de lucruri noi, de învățături sfinte și adânci. Puteți revedea pentru a înțelege mai bine pe internet, puteți revedea pe casete, probabil pe CD-uri. Trimiteți-l la cât mai mulți, chiar dacă suntem ascultați de-a lungul lumii. Pentru că este timp când Biserica Domnului trebuie să se trezească. Este într-adevăr vreme scurtă. Și în vremea aceasta scurtă, exact ce spune Apostolul Petru și ce amintim deseori aici. Știind aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Cum? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă și pe lângă că venirea Domnului este aproape grăbind venirea Fiului Lui Dumnezeu. Fie ca aceste cuvinte să vă îmbărbăteze, să vă motiveze și în inima noastră fiecăruia să fie această dorință de a fi cât mai aproape de Domnul. Vă invit, alături de colegii mei păstori, haideți să ne arătăm tare pentru Domnul nostru, să lucrăm pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că știți, așa cum zice cuvântul Domnului, lucrarea voastră, faptele voastre vor avea o răsplată. Și cel ce răsplătește nu suntem noi, cel ce răsplătește este Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Ne ridicăm în picioare. Aș dori să meditați la aceste cuvinte. Aș dori să meditați la ce stă în față. La ce stă în profeții. Și să luăm acea decizie. Să nu pierdem deloc vreme. Ci orice moment să putem să-l folosim pentru o trăire cât mai aproape de Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului, haideți să chemăm îndurarea Lui peste noi, să chemăm bunăvoința Lui peste noi. Doamne Iisus! Doamne, de chiar, 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 doamne, de